domnul avocat, de ce nu v-ați plătit datoria, domnul? Că ne judecă și cu dânsul. Îmi treabă că e lungă timp. Domnul președinte, pot să intervin. De fapt, asta și așteptam. Vreau să mă adresez Consiliul Local corect. Și primarului municipiului Oltenița. Corect. Da? Bine. În ce calitate? În calitate de cetățean. Cetățean. În altă calitate. Imediat voi veni și la problema tremurilor urbanului, dar potrivit legii 215, legea administrației publice locale, primarul și Consiliul Local sunt responsabili de furnizarea utilităților publice. Deci să nu ne mai spună nouă domnul primar că domnul director de la tremurilor urbane este vinovat în totalitate de ceea ce se întâmplă. Și tot. Bun. În ceea ce privește problema mea, am văzut și eu pe internet ședința de Consiliul Local de luna trecută, ședința ordinară, la aceea mă refer. Și am văzut că s-a identificat inamicul public numărul 1, dușmanul poporului, respectiv eu. Haideți să mă duceți în piața publică, să mă lapidați, pentru că eu, din pricina mea, nu aveți căldură în Oaia și în Oltenița. Este foarte, foarte fals. Și de ce este fals? Pentru că, în primul rând, trebuie să fac o precizare. Este vorba, contractul este încheiat de tremurul urban cu tatăl meu. Dar eu nu mă derogez de chestiunea asta. Eu sunt cel care ar fi trebuit să plătesc dacă trebuia să plătesc. Și vorbind de contractul ăsta comercial. Un contract comercial ce presupune? Tremurul urbanul îmi furnizează mie un serviciu, iar eu îl plătesc pentru serviciul respectiv. Dar, în același timp, e ca și cum aș duce la magazin. Mă duc să cumpăr pâine Graham și plătesc pâine Graham, dar în realitate primesc pâine cu cenușe. Ca să fie un pic negrit acolo, să pare a fi pâine Graham. Eu unul am arătat inclusiv în urmă cu peste 2 ani de zile în ședința de Consiliul Local. Am ridicat problema. Ceva nu este în regulă. Nu se facturează corect. El SACO nu calculează corect. Eu am indicat termenul urbanului de peste 3 ani de zile și domnul primar știe foarte bine, pentru că a făcut referire la chestia asta. Bine, nu mă refer, nu vreau să mă refer foarte mult la limbajul folosit, care probabil și un, de care și unui băcare ar fi fost rușine, dar aminte unui primar de principiu. Dar, eu nu am nimic de plată. Și nu spun eu. Spune o instanță de judecată. Și dacă aveți, să zic așa, curiozitatea, să vedeți, am o hotărâre judecătorească definitivă, care spune mai pe scurt așa, n-am nimic de plată. Nu, nu, eu vă întreb altfel. Ați beneficiat de serviciile termourban? Uman. Nu, nu, fără gândi. Ați beneficiat de serviciile? Să știți că nu sunt aici la un proces și nu faceți un proces de intenție. Eu vă spun așa, luați acele adrese pe care eu le-am făcut către termenul urban, studiați-le, pot să vi le pun chiar eu la dispoziție, vedeți ce am invocat acolo. Deci eu, practic, nu că n-am plătit că n-am vrut. Eu n-am plătit pentru că mi s-a părut neîntemeiat ceea ce mi s-a impus să plătesc. Banii sunt la mine, banii sunt făcuți de mine. Nu sunt făcuți de termenul urban. Mie nu trebuie să mi se facă rușine că n-am plătit. N-am primit un serviciu sau am primit un serviciu necorespunzător, nu trebuie să plătesc, eu îmi apăr drepturile. A, că ceilalți nu-și apără drepturile și plătesc, foarte bine. Dar faptul că eu îmi apăr drepturile, asta nu înseamnă că sunt prost. Asta nu înseamnă că îți dă credință. Asta nu înseamnă că trebuie să fiu adus în piața publică. Va trebui să se rezolve problemele cu termourbanul, împreună cu termourbanul și cu autoritatea publică locală și abia apoi să vină să-mi solicite mie, domnule, plătește-ți. Până una alta instanța spune că n-am nimic de plată. Haideți să vedem acum de ce domnul primar îmi solicită mie să plătesc, de ce mă face ca la ușa cortului la ședința anterioară. Eu unul îi solicit așa, să-și ceară scuze public față de mine, ori acum, ori în următoarea ședință de Consiliu Local, dacă nu, mă voi gândi eu care sunt. Domnul avocat, dacă permiteți. Și aveți grijă și dumneavoastră aceeași situație, fiți dumneavoastră cam. Nu mă impresionează limbajul ăsta de avocat de 2 lei. Nu mă impresionează, sub nicio formă. Vă rog eu frumos, lăsați-mă. Aveți dreptul să mă dați în judecată că v-am insultat. E dreptul dumneavoastră. Dar eu vă spun dumneavoastră care cunoașteți legea, că nu vă permite nimeni să vă faceți dreptate singur. Dumneavoastră trebuia să achitați facturile emise de termourban, să dați unitatea în judecată, câștigați, vi se restituiau sumele. Dumneavoastră ați instigat populația să nu plătească. În opinia mea, dumneavoastră sunteți un instigator. Asta sunteți. Asta cred eu. Nefăcând plata acelor facturi care vi s-au emis
domnul director Ceapul susține că sunt corect întocmite, conform legii, pentru că dacă dumneavoastră ați câștigat în instanță, acele sume devin imputabile cuiva de la termen. Că nu... Cineva trebuie să plătească sumele alea, sunteți de acord? Ce vin am eu? Nu trebuie să plătească cineva sumele alea? Ce vin am eu? Nu scrie în hotărâre. Dumneavoastră... Dar de ce nu v-ați încălzit la curent și v-ați încălzit la căldura de la termourban? Da! Ați invocat alte lucruri. Da! Deci ați invocat alte lucruri. Da! Aici este ambigu o hotărâre. Nu știu dacă v-ați citat. Da! Dar ce ați cerut în hotărârea? Deci nu a făcut altceva. Este cu totul altceva. Ne induce și acum în eroare. Iar știm de ce ați venit și astăzi, știm toată atmosfera care o faceți în municipiu, e dreptul dumneavoastră. Făceți tot ce considerați dumneavoastră. Dacă ăsta e comportament de avocat, de om școlit, iertați-mă. Eu nu achiesez la așa ceva. Chiar dacă băcarii vorbesc cu achiesez, cu nu știu ce, ați încercat să ne impresionați pe noi cu trei cuvinte de 2 lei. Iertați-vă, da. Haideți să depășim momentul ăsta, că acum... Vă rog, nu pot să mă ridic la nivelul dumneavoastră. Haideți să găsim... Nu mai avească! Și datorită la oameni ca dumneavoastră... Nu plătiți, pentru că nu se calculează voi. Nu plătiți, domnule! E, pe motivul ăsta putem să vă dăm în judecată pentru aceste afirmații care rămân pe bandă. Doamna avocat, vă rog, chiar dacă e colegul dumneavoastră, în cameră se adresează populației foarte bine să nu plătească. Că nu sunt corecte. Că nu, dânsul a ajuns Justiția Supremă în municipiul ăsta. El hotărăște cine, cum, ce plătește, pe ce parte ei, cine construiește, cum construiește, că-i cu un metru la deal, că-i cu un metru la vale. Domnul avocat, îmi scapă numele, că n-am putut să țin minte numele de genul ăsta, dânsul hotărăște. Dacă nu știați, avem un judecător. N-are, ne certăm până mâine. Eu vreau să vă mai spun ceva. Cu limbaj de băcar, vreau să vă anunț că zilele astea, mai precis pe data de 28-a 10-a, am semnat un contract prin care am adus 15 miliarde la municipiu pentru reparații străzi. Bani pe care va trebui să-i cheltuim până la sfârșitul anului. Și dacă ne ajută Dumnezeu, mâine la minister e posibil să mai semnăm, să mai aducem multe miliarde, multe, peste 100 de miliarde. Numai ca să le facem plăcere la... Cu destinația? Destinația, Casa de Cultură, Bibliotecă și Muzeu. Este un lucru foarte bun.